Așa, după cum ați văzut din întrebările puse, există un foarte mare interes pentru programul 2014-2020 de accesare a fondurilor europene. Guvernul pregătește un nou acord de parteneriat. În ce stadiu suntem cu el? Cât de avansate sunt documentele? Da, nu este un nou acord pentru că până acum n-a existat acest acord. Acum, regulile pentru nou exercițiu financiar cer să se încheie un acord de parteneriat între fiecare stat membru și Comisia Europeană pe fondurile de structurale și de investiții. De ce acest acord? Pentru că Europa vrea să investească banii pentru dezvoltare economică și locuri de muncă și în felul acesta să se îndeplinească acea dorință din marile discuții care au fost în această perioadă, valoarea adăugată a unui euro investit de la Bruxelles față de un euro investit de la nivel național. Știți că a fost această mare dezbatere. În acest acord trebuie să existe clar o viziune a statului membru asupra direcției în care merge acel stat până în 2020, ce vrea să dezvolte în acel stat, cum face să existe o sinergie între bugetul european și bugetul național, direcțiile de dezvoltare în economie, în sănătate, în sfârșit, în economie, în industrie și în agricultură, în transporturi, peste tot. Și, din păcate, acordul, sau în sfârșit, propunerea de acord pe care România a făcut-o până acum a fost refuzată de, nu mai știu, cred că de 3 ori. Mai grav este că s-au spus niște lucruri destul de neobișnuite. Nu se face de obicei așa ceva, să spui că nu ești capabil să ai o viziune și o poziție coerentă Aici vreau să vă întreb, de privind 3 ori viitor. este destul de mult Este să destul înțelegem. de mult și mai ales că ultimul acord pe care, ultima propunere de acord, singura de fapt pe care o avem publicată pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene în limba engleză, ceea ce pentru mine este evident că nu s-a făcut niciun fel de consultare publică. Nu poți să faci consultare publică la tine în țară în altă limbă, da? Deci este evident. Deci dacă verificați, puneți acordul și puneți și există un document de lucru al Comisiei, o să constatați că sunt chiar fraze pur și simplu copiate din documentul de lucru al Vorbim Comisiei. despre tergiversare, despre nepricepere, După despre părerea mea, vorbim neavoință. despre nepricepere, pur și simplu. Sau despre dezinteres. Nu sunt interesați ca acest acord să fie semnat și să putem să beneficiem de acești bani cât mai repede. Vreau să vă spun un lucru. Gândiți-vă că noi ne străduim acum și în Parlament să punem în aplicare ceea ce s-a decis în Consiliul European, acea regulă N plus 3 pentru exercițiul 2007-2013. Adică să avem posibilitatea să cheltuim în 14-15 banii care altfel îi pierdeam prin o. Încheierea exercițiului, da. Nu, printr-o. În fiecare an sunt sume care se pierd datorită acestei reguli, N plus 2, care exista până acum, da? Este o pierdere automată. Ți ia banii dacă nu i-ai accesat. Și asta înseamnă că în 2014-2015 vor fi bani din două surse pentru România disponibili. Din exercițiul financiar 2007-2013 și din 2014-2020. Asta, să zicem așa, să grosolan să facem o apreciere, 10 miliarde pe an la un buget al României de, în sfârșit, nu știu, în jur de 45 de miliarde de euro. Da? Deci ar fi o minune pentru România să se întâmple acest lucru. Din păcate, ce se întâmplă acum mă face să cred că, nu știu dacă e ceva foarte optimist, așa să putem să luăm bani pe la sfârșitul anului 2014. Nu vorbesc de plățile directe în agricultură, care vor exista pentru că este un alt. Deci, sfârșitul 2014 este scenariul optimist sau pesimist? Nu, este foarte optimist. Deci, repet, în acest moment nu există acest acord. Scuza
celor de la, din guvern că încă nu sunt încheiate negocierile privind bugetul nu este valabilă. Așa este, nu sunt încheiate. Probabil bugetul se va vota pe octombrie. E adevărat, dacă sunt îndeplinite niște condiții cerute de Parlament și principala condiție este bugetul rectificativ pe 2014 pentru încă 4 miliarde, 2013 pentru încă 4 miliarde, astfel încât să putem să ne luăm și noi banii, toate statele să-și ia banii în 2013, trebuie să fie votat acest buget și imediat după aceea sunt pregătite toate regulamentele legislative pentru toate politicile orizontale. Știu acest lucru pentru că și eu am două rapoarte în această situație și le-am gata. Unul dintre ele a fost votat săptămâna trecută în Comisia pentru Industrie. Deci lucrurile se vor derula foarte repede. Și sunt state membre, din discuțiile pe care le-am avut cu colegii mei, care așteaptă doar formal să pună cifra acolo. Le au cifrele. Deci da. Nu au fost împiedicați da, să negocieze da, așteaptă, de votarea da. Bugetului. Ba încă, dacă vă uitați pe site, sunt lucruri foarte publice. O să vedeți că acel cadru pe care Comisia l-a trimis fiecărui stat membru pentru a face acordul de parteneriat, spune în prima propoziție. Ultimul este din mai și spune, este actualizat cu stadiul negocierilor între Parlament și Consiliul European, acordurile din data de cutare, deci acel cadru este actualizat în permanență și îl primește, bineînțeles, România, nu? Și atunci lucrurile se pot face. Deci putem vorbi de o miză a negocierilor în această perioadă în Parlamentul European pe acest buget în ceea ce privește România? La ce vă referiți? Noi avem, dacă vă referiți la faptul că noi, repet, ne străduim pentru regula M plus 3 plus, cred că e încheiată deja discuția pe acea mărire cu 10% a procentului de cofinanțare, nu cred. Eu știu că este terminată negocierea, că știu de săptămâna trecută, deci cred că aceste... Prima încă nu este terminată, negocierea nu e terminată, se va vota în săptămâna viitoare în Comisia Regii acel raport. Deci noi așteptăm să vedem aceste rezultate și vom vota bugetul, însă Parlamentul nu va vota dacă nu va exista acea rectificare a bugetului pe 2013, Parlamentul în totalitate. Pentru că știm ce înseamnă acest lucru. Cu greu s-au obținut cei 7,2 miliarde. Am votat săptămâna, acum două săptămâni, ultima oară când am fost la Strasburg. Această rectificare va fi foarte greu să se mai obțină încă 3,9 miliarde și așteptăm Consiliul să se pronunțe în acest sens. E pentru binele statelor membre, nu e pentru altceva, vreo ambiție. E vorba de bani care trebuiesc dați de Comisie tuturor statelor membre, inclusiv României, pentru proiecte derulate în timpul anului 2013.